Bine ai venit pe canalul meu, Ziab Reviews. Astăzi voi discuta despre cum să alegi cea mai bună trotinetă electrică. Primul pas în alegerea cele mai bune trotinete electrice este să stabilești ceea ce îți dorești de la un asemenea produs. Gândește-te la distanțele pe care intenționezi să le parcurgi, viteza pe care dorești să o atingi și terenul pe care vei călători cel mai des. Aceste informații te vor ajuta să identifici caracteristicile de care ai nevoie. Iată care sunt cele 13 criterii de care ar trebui să ții cont atunci când vrei să alegi o trotinetă electrică. 1. Autonomia bateriei. Una dintre cele mai importante caracteristici ale unei trotinete electrice este autonomia bateriei. Cu cât are o autonomie mai mare, cu atât poți călători mai mult fără a o încărca. Verifică autonomia bateriei în specificațiile trotinetei și asigură-te că aceasta îți este de ajuns. 2. Viteza maximă. Dacă ești în căutarea unei trotinete electrice pentru a te deplasa mai rapid, atunci viteza maximă este un factor important de luat în considerare. Verifică viteza maximă pe care o poate atinge trotineta și asigură-te că aceasta corespunde așteptărilor tale. Totuși, ține cont de regulile de circulație din zona în care vei folosi trotineta. 3. Suspensii și frâne Pentru a avea confort și siguranță în timpul deplasării, îți spun câteva lucruri despre suspensii și frâne. Suspensiile pot asigura o călătorie mai lină, iar frânele bune te vor ajuta să oprești trotineta în siguranță. Verifică dacă trotineta are suspensii pe roți sau pe furcă și asigură-te că frânele sunt puternice și sensibile. 4. Greutate și portabilitate Următorul aspect de luat în considerare este greutatea și portabilitatea trotinetei. Dacă ai nevoie să o transporti cu ușurință sau să o depozitezi într-un spațiu limitat, atunci o trotinetă ușoară și pliabilă este o alegere bună. Verifică greutatea trotinetei și dacă are opțiunea de a fi pliată pentru a facilita transportul. 5. Preț și calitate. Un alt aspect pe care trebuie să-l iei în considerare este raportul dintre preț și calitate. Este important să găsești o trotinetă electrică care oferă un echilibru între preț și caracteristici. Asigură-te că faci o cercetare amănunțită a diferitelor mărci și modele disponibile și compară prețurile și recenziile pentru a te asigura că obții cea mai bună valoare pentru banii tăi. 6. Conectivitate și caracteristici suplimentare o altă caracteristică importantă pe care ar trebui să o verifici este conectivitatea, dar și caracteristicile suplimentare ale trotinetei electrice. Unele trotinete vin echipate cu aplicații mobile care îți permit să monitorizezi starea bateriei, să reglezi viteza sau să urmărești traseul parcurs. De asemenea, poți verifica dacă trotineta are sistem de iluminare, port USB sau alte caracteristici speciale care să îți îmbunătățească experiența de utilizare. 7. Asistență tehnică și service. Înainte de a face o achiziție, este important să verifici disponibilitatea asistenței tehnice și a serviciului de reparații pentru trotineta electrică pe care o alegi. Verifică dacă producătorul sau vânzătorul oferă garanție și suport tehnic. De asemenea, ar fi bine să verifici dacă există centre de servis autorizate în apropiere sau dacă există piese de schimb disponibile în caz de nevoie. 8. Confort și ergonomie În timpul călătoriilor pe trotinete este important să te simți confortabil. Trebuie să fii atent la aspecte cum ar fi înălțimea ghidonului și a scaunului, dacă are așa ceva calitatea suspensiilor, confortul scaunului în cazul trotinetelor electrice cu șa și designul general al trotinetei. Este indicat să alegi o trotinetă care îți oferă o călătorie confortabilă și plăcută. 9. Rezistență și durabilitate Verifică materialele utilizate în construcția trotinetei și cât de rezistente sunt acestea la uzură și la impact. Trebuie să fii atent la greutatea maximă suportată, gradul de rezistență la apă și praf și alte aspecte legate de durabilitate. Toate acestea sunt importante pentru a te asigura că trotineta aleasă va rezista pe termen lung. 10. Opțiuni de personalizare Dacă dorești să adaugi o notă personală trotinetei, există accesorii suplimentare disponibile. Este vorba despre lumini LED suporturi pentru telefoane sau alte dispozitive, sticăre și alte elemente decorative. În acest mod vei transforma trotineta într-o extensie a stilului și personalității tale. 11. Performanța pe diferite tipuri de terenuri Dacă ai intenția de a utiliza trotineta electrică pe terenuri variate, cum ar fi drumuri denivelate, dealuri sau suprafețe accidentate, atunci performanța în teren variat devine un factor important de luat în considerare. Suspensiile trebuie să fie puternice și anvelopele să aibă aderență sporită pentru a-ți asigura o experiență de călătorie confortabilă și sigură în orice condiții. 12. Reputația producătorului și recenzii. Un alt aspect important în alegerea unei trotinete electrice este reputația producătorului sau brandului și recenziile de la alți utilizatori. Nu uita să cercetezi și să verifici informațiile despre producătorul de trotinete electric. De asemenea, poți utiliza recenziile și experiențele altor utilizatori pentru a-ți face o idee despre calitatea produsului. În acest fel, vei putea lua o decizie bine fundamentată. 13. Politici de returnare și garanție. Este important să verifici aceste aspecte pentru a te asigura că ești protejat în caz de defecte sau probleme cu trotineta. Află care sunt termenii și condițiile de returnare, precum și durata și acoperirea garanției. Astfel vei avea liniștea că poți beneficia de suport și asistență în caz de nevoie. Așadar, pentru a rezuma, atunci când alegi cea mai bună trotinetă electrică, ține cont de autonomia bateriei, viteza maximă, suspensii și frâne, greutatea și portabilitatea ei, raportul preț-calitate și toate celelalte criterii pe care ți le-am prezentat în acest clip. Nu uita să te gândești și la preferințele personale, cum ar fi designul și culoarea trotinetei. Sper că acest ghid ți-a fost util în alegerea celei mai bune trotinete electrice pentru tine, iar dacă ți-a plăcut prezentarea mea și dorești să vezi și mai multe videoclipuri similare, nu uita să te abonezi la canalul meu. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și ne vedem data viitoare!